Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ministerul, mă rog, ministrul mediului, de fapt, anunță că programul Rabla Local începe în luna martie. Luna viitoare, programul Rabla Local. Ce înseamnă asta? Șoferii pot primi 3.000 de lei, deci 600 de euro, pentru o mașină mai veche de 15 ani, fără obligația de a cumpăra una nouă. A, deci o duci pur și simplu, scap de ea. Da, dacă vrei să scap de mașina ta și crezi că nu poți să o vinzi cu mai mult de 600 de euro, poți să o dai, o să poți să o dai primăriei, cum ar veni. Da. La stat. Nu știu dacă există. Luca, cred că trebuie să te bagi. Eu mai am de așteptat. A, că matina și încă nu are? Un an. A, nu mai la mult. La anul pe vremea nici asta... Nu, e 2009. Mamă, la anul pe vremea asta te faci cu bani. O să ai banul pe tine. Sute de euro să iei pe mașinile tale. La 300 de euro ți-o iau eu anul ăsta. Nu dau. Dar tu poți să o vinzi bine, poți să o vinzi cu 800 de euro. Nu, mă, că e bună mașina, râdem noi de el, dar e bună mașina. E bună, mă, n-are ce tank. Auzi, când o speli, nu mai spăla la de-alea cu presiune. Ia și tu un burete mai moale, niște șampon. Da, așa, știi? Da, și de cu picurătorul. Așa, da. Mai cu grijă. O cârpă moale, lavete de-alea, știi? Cu foase. Bun, deci șoferii primesc 3.000 de lei, dar nu toți șoferii, că există o limită bugetară, sigur. 240 de milioane de lei, cu totul, ăsta e tot bugetul, plus că fiecare localitate va avea un număr maxim de rable ce pot fi preluate, în funcție de mărimea populației. Vezi ce circo să fie acum? Da. Că Ministerul Mediului trebuie să stabilească cotele astea. Probabil că o să le facă, adică sper că o să le facă nu pe localitate, că sunt 3.000 de unități administrativ-teritoriale, ci pe reședință niveluri... de județ. Nu, pe niveluri pe județ. De populație. Acum, dacă s-a făcut și recensământul, în principiu știm. Da. Și ar urma să fie scoase din circulație, sau, mă rog, de pe șosele, cum se zice, aproximativ 100.000 de rable. Sau mașini mai vechi de 15 ani, mă scuzați, vă rog. Și 3.000 de lei se vor da așa, deci 2.400 de lei, 600 de primăria. Deci 2.400 vin de la administrația centrală. Și restul de la locală. Restul de la primărie. Și asta o să fie, poate ajută, adică dacă ies 100.000 de mașini vechi de pe șosele sau de unde blochează ele... Mă întreb dacă am putea să-l identificăm pe proprietarul Skodei Fabia, cred că este abandonat aici pe bulevardul, pe bulevardul Pipera ăsta, nu? Eu de când vă zic. Da. Ăla nu mai de poliție, adică n-ar trebui să fie omul greu. Ora decedat, ora emigrat, serios, pe aia e parcat acolo de 6 luni, cel nu puțin. 6 luni de bunit, este de ani de zile acolo. Iată. Adică este deja pe jantă, stă, pe jenți, cum ar veni, pe jante. Da. Vis-a-vis de sediu... permise auto. Da, păi nu au treabă, nu știu ce. Păi numai de-aia nu vin la serviciu polițiști care cumva au legătură cu poliția rutieră. Cumva. Ce să facă? Să sună... Ai, cred că au o cunoștință pe acolo. Sună un prieten. Da, mă, să... Băi, vărule, nerule, vino, băi, fii atent, când vin la serviciu, tot văd o Skoda aici, e parcată de 18 ani. Dar știi că puțin... Și blochează o bandă de circulație, adică nu e parcată... Practic, de asta n-au mai lățit drumul aici, pentru că aveau cum ar fi rămas pe banda a doua. Și ăla care și-a abandonat mașina, ăla încurajează o grămadă de alți contravenienți care își lasă și ei mașina, că dacă ăsta nu-i face nimeni nimic... Oamenii vin... Pe bună dreptate. O găsesc pe aia parcată acolo și încep că știi cum e, la noi se parchează mimetic. Deci am văzut locala că a început să amendeze grav locala? Prin tot felul de zone, nu aici. Nu, aici nu, aici nu se amendează, dar toți parchează sub, sunt semne de oprire interzisă, parcare interzisă din 50 în 50 de metri. Sub ele, n-au nicio treabă. Altfel s-au făcut parcări în București. Stai. Și te amendează de te omoară dacă, așa e, dacă nu parchezi unde trebuie. Corect. Dar apropo de asta, există, dacă mai mergi 200 de metri mai în față, ce 200 de metri? 150 de metri mai în față, adesea este echipaj de radar. Deci poliția rutieră vine, trece pe lângă toate mașinile parcate ilegal dimineața, se uit, nici nu le vede. Și trage mai pe dreapta nițel și acolo și instalează radarul. Știi? Să-i amendeze pe aia cu viteză. Ceea ce sigur, e ok. Adică e în regulă că fac asta. Bine că fac asta. Nu, dar nu le vedeți pe astea pe lângă care treceți? Adică nu vă deranjează. Că asta, amendează pe domnii care sunt la fața locului, dacă mă înțelegi. S-a schimbat legea. Da. O să amendeze și în lipsă acum. Păi da, dar dacă mă înțelegi. A, tu dacă mă înțelegi. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.